tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din mai. Băi, nebune! Frate, încerci și eu să înregistrezi ceva. E bine că doar încerci, știi? E bine că doar încerci. Bă, stai așa. Tu ce vrei, iar tu cine dracu ești și ce cauți în casa mea? Eu sunt omul care te vighează noaptea mereu când dormi. Știi, glumea, mi-e fric și n-am unde să stau. Ai un lobos? Bă, ieși mă afară și tu pleacă mă de aici. Lăsați-mă să-mi fac treaba. Bă, aveți voi 15.000 de abonați pe YouTube? Nu, n-aveți. Bă, noroc din mai de frate, că n-ajunge aici aici singure. Eu zic să ne potonim pentru că noi nu putem să facem să fie bine dacă noi facem să fie rău, ok? Oh my god, puteți să mă lăsați, vă rog, în pace să filmez și eu ceva, vă rog! Oh, ia auzi, băi, căcănarule, dacă nu eram noi n-aveai episod de bulangiule, Ba da, pentru că înregistram un nou episod din Minecraft. Mă, nu se mai, ieșiți mă odată afară, mă, Ue, boss, ușor, gata, ei, că te lăsăm, bagă Minecraft acolo, n-ai treabă. Te lăsăm. Bun, așa vă vreau, în sfârșit, mă, în sfârșit. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Bă, nu înțeleg, care-i problema voastră? Ziceți-mi și mie care-i problema voastră. Ue, păi poate tu ești problema noastră, ei. Oi, te gigio. Ei, dar băi, ce faci acolo, ei? Păi, îmi scrieam testamentul că cu voi sigur o să mor. Ce să fim spuse, vreau să închizi episodul, că și așa nu mai... Da, e, că și pe mine mă păli foame. Ia zi, ai făcut mă tata cu... Tu morți! Da, bă, cam atât a fost și cu sketch-ul ăsta. Nu știu dacă a fost ceva chiar foarte interesant, dar, bă, mi-a venit și mie inspirația și am zis, bă, hai să fac ceva de genul. Că am văzut că în ultimul timp am făcut foarte, foarte mulți abonați și am zis, bă, frate, mai bine postez mai rar și postez ceva calitativ decât să postez porcării, mă rog, toate sunt porcării la mine pe canal, dar... Faza e că imediat facem 15.000 de abonați și vreau să fac un sketch foarte tare în care să o bag și pe mama să facem ceva foarte tare, un sketch super de care n-am mai făcut până acum. Pur și simplu m-a motivat foarte tare când m-am culcat și dimineața m-am trezit cu un videoclip cu 20.000 de vizionări când el avea doar 12.000 și a fost foarte tare. Te pune la capul când te gândești, bă frate, uite, stai că eu însemn ceva, bă, pentru unii și pentru alții, gen, morți mă, iar o postat ăsta, mă, tu, morți mă. În fine, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și ne revedem data viitoare într-un videoclip la fel de retardat. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, iar eu mă duc să văd ce pot să fac mai bun cu viața mea. Pa!